Un bărbat care cântărea 150 de kilograme a slăbit spectaculos după ce și-a angajat un antrenor personal și a renunțat la mâncatul pe fond nervos. El ajunsese să consume singur într-o zi alimente cât pentru o familie cu 8 persoane. Paul Barnard, în vârstă de 39 de ani din Surrey, ajunsese să consume 12.900 de calorii pe zi. La micul dejun începea cu o jumătate de kilogram de brânză întinsă pe o jumătate de pâine. După ce a atins cea mai mare greutate, Paul a decis că trebuie să schimbe viața înainte de a fi prea târziu, iar acum are un corp de invidiat. Zilnic, el mânca 12.900 de calorii, echivalentul numărului de calorii consumat în fiecare zi de o familie cu 8 membri. Acesta a slăbit spectaculos. Bărbatul a angajat un antrenor personal care să-l ajute să schimbe viața și să scape de kilogramele în exces. În decurs de 18 luni a slăbit aproape 80 de kilograme. A făcut totul până la extrem. Paul a mărturisit că mânca până avea dureri și credea că folosea mâncarea ca o formă de autosabotare, pentru că știa că lucide încet, aceasta suferind de acțiuni mentale. Sunt genul de persoane care întotdeauna trebuie să facă totul până la extrem. Întotdeauna trebuie să iau cele mai multe droguri, să fiu cel mai beat sau să mănânc cea mai mare mâncare. Mâncarea a fost doar o altă dependență pentru mine. Acum că întăresc 74 de kilograme, nu mai consum droguri sau alcool și mă simt foarte bine, a spus acesta. De-a lungul anilor, Paul a trecut prin mai multe etape ale dietei yo-yo, pierderea în greutate și renunțarea la băutură și la droguri, dar ajungea mereu să revină la vechile sale obiceiuri, până când a decis să schimbe viața definitiv. Momentul de cotitură pentru mine a fost când eram gata să-mi iau viața. După excese uriașe, m-am dus la marginea unei parcări cu mai multe etaje, dar am fost salvat când am văzut o poză cu copiii mei. Mi-am pus telefonul și portofelul într-o parte, astfel încât oamenii să știe cine sunt, iar pe ecran a apărut fotografia cu copiii mei. În acel moment am jurat că voi rezolva pentru totdeauna problemele, iar în 18 luni am reușit să slăbesc 80 de kilograme și am renunțat definitiv la droguri și alcool, a spus bărbatul, relatează adevărul.ro.